Confirmarea contaminării cu fipronila ouălor produse la o societate din Teleorman a pus pe jar inspectorii veterinari din Olt, ferma avicolă având un punct de lucru și la Scornicești. Astfel au fost intensificate acțiunile de control privind verificarea rezidurilor în ouăle produse în fermele de păsări de pe raza județului. S-au prelevat mai multe probe, iar rezultatele analizelor sunt îngrijorătoare. Concentrațiile de fipronil detectate în probele analizate au fost între 0,02 și 0,07 mg pe kilogram, limita maximă admisă fiind de 0,005 mg pe kilogram. La sediul unității sunt sechestrate 304.230 de ouă, care vor fi dirijate conform procedurilor către unități autorizate de neutralizare în vederea distrugerii. Ouăle contaminate cu insecticide au ajuns deja în multe magazine mici din 4 județe și în București. O parte din acestea au fost retrase de la comercializare. De asemenea, DSVSA Olt a demarat o anchetă în ferma respectivă pentru a stabili sursa contaminării cu fipronil. Din datele anchetei a reieșit că 285.570 de ouă, producția din perioada 15-18 ianuarie, a fost comercializată în județele Olt, Dolj, Argeș, Vâlcea și municipiul București. Până la data prezentei au fost retrase de la comercializare 64.959 de bucăți de ouă, din care 63.330 de bucăți de ouă au fost transmise către neutralizare. Ferma avicolă din Scornicești a fost amendată cu 12.000 de lei pentru utilizarea de substanțe fără documente însoțitoare. Fipronilul este o substanță folosită pentru eliminarea puricilor, păduchilor și căpușelor la animale, însă este interzisă folosirea acestuia în cazul animalelor destinate consumului uman. Nu are efect cancerigen dovedit, dar în doze mari poate provoca tulburări neurologice și vărsături.